Dar știți că lumea se gândește, da, Cristian Dor Popescu, sigur, aparițiile televizate sunt una, cum e omul dincolo de camera de luat vederi altceva, dar mulți dintre cei care vă privesc și acum vă știu, poate exclusiv din aparițiile televizate. Se gândesc că tocmai Cristian Dor Popescu să vorbească despre sentimente, despre a-l impresiona ceva, el care e, trebuie să taie. Dobermanul care Dobermanul, se hrănește, da, cu zeamă de jugulară. Cine va este asta? Academia Cățavecu. Da? Mm-hmm. Mă hrănesc cu zeamă de jugulară. Da. Da, bineînțeles, asta este o prostie. E o prostie, ca să nu mai facem multe analize, eufemisme. Și e o prostie care s-a perpetuat de-a lungul timpului. Niciodată nu cred că eu m-am comportat ca o mașină. Nu cred. E o stupizenie să spui lucrul ăsta. Am fost dur, recunosc. Am fost violent, am fost intransigent în anumite, violent, nu la modul efectiv. Da. Am fost intransigent, dar nu mi s-a părut vreodată că mă comport ca un mecanism orb. Nu, au fost momente în care am avut, în mod evident, descumpăniri, în care am crezut în ceva sau în cineva și am văzut după aceea despre ce este vorba, în care am revenit, iată, foarte curând am avut Crin Antonescu. Da. Am avut o astfel de retranșare după ce, iată, nu, vedeți, să, după ce ani de zile mesteci, și cunoașteți acest sentiment foarte bine, mesteci zgura asta pe care ți-o dau politicienii, rumegușul ăsta murdar pe care trebuie să-l mesteci, care vine de la ei și n-ai ce să faci, ăsta trebuie, asta e meseria, la un moment dat te izânești pe dinăuntru. Izâna este un echivalent al entropiei, un termen foarte interesant al lui Dumitru Drăghicescu. Din psihologia poporului român. 1976, cât era? Cam așa, începutul secolului. Încă valabil. Da, o lucrare. Carte de căpătâi. De căpătâi, de căpătâi, da. Așa, în care introduce acest termen de izână. Izâna e o entropie, este o brânzire, o râncezire a sufletului. Deci ajungi să te brânzești, să te râncezești din contactul cu acești oameni. Fatalmente, că numai cu ei stai. Ați petrecut, cred, mai mult timp cu politicienii decât cu familia noastră. Da, am și spus-o și din urmă. Pe unii dintre ei văd mai des decât pe mama. Exact. Da. Deci, în aceste condiții, apare chiar și la mine, iată, mașina de care vorbește lumea, apare o dorință de nereprimat din când în când, domne, să dostoevskiană, așa, o dorință de sfințenie, să fă și eu pe cineva pur, pe cineva care... Altfel, care întruchipează, n-or fi toți chiar așa. Și atunci cășun pe câte cineva, nu? Am cășunat pe Obama acum un an, l-am luat în brațe, pentru că simțeam și eu nevoia să nu mai înjur Statele Unite ale Americii după 8 ani de bușisme și de Irak și așa mai departe, să arăt foarte clar că n-am nimic cu Statele Unite și dacă acolo vine un alt gen de om, iată că nu e nicio problemă pentru mine, nu sunt anti-american, cum spun ația cretin de atâția ani de zile. Iar în politica românească, iată, am avut acest moment cu Crin Antonescu, surprinzător pentru mine, când omul și-a respectat, fără niciun fel de, în turul al doilea, ce a spus înainte de turul întâi, și-a respectat fără abatere, nespeculând, că asta m-a impresionat, că n-a încercat să speculeze, putea să facă obișnuitul joc al politicianului român la 2, la 3, la 7 capete, cum să face, ca să câștige cât mai mult în toate direcțiile. Or, a mers foarte tranșant, direct, pe lucrurile spuse. Până la moment. După care, când l-am auzit că doar dacă premierul este de la PNL și mai mult că și el ar putea să fie premier, deci cu asta m-a terminat. Cu asta m-a terminat, când a spus că nu exclude să fie premier. Păi ce pregătire are domnul Antonescu pentru funcția de premier într-o perioadă de criză a României? Are pregătire economică? Are vreo treabă cu toate măsurile astea? Un profesor de istorie care îmi aduc aminte acum cât a chiulit din Parlament? Deci, puneți-i în paranteze, nu vă mai enervați. Nu, da, cum suntem... să nu mă enervez? Că am scris o decizie morală, am spus atunci niște lucruri. Da. Și acum dânsul spune cu seninătate că poate să fie premierul României în astfel de momente. Cum să nu mă apuce? Suntem la finalul acestei emisiuni, domnule Popescu. Vreau să vă întreb, tot ați zis că, mă rog, Cristian Popescu nu e o mașină. Dumneavoastră, dacă i-a scrie o scrisoare lui Moș Crăciun, ce aș cere, domnule Popescu? Să știți că de câte ori spuneți, a spus Cristian Popescu, nu Cristian Tudor Popescu. A spus Cristian Popescu. Nu, să nu vă confunde cineva. Nu. Să știți că întotdeauna o să-mi răsară în cap poetul Cristian Popescu. Cristian Popescu. Da, Dumnezeu să-l
odihnească. Dar Cristian Tudor Popescu, am vrut să vă întreb și asta, e un pseudonim sau vă cheamă și Tudor în acte? Nu, pe Tudor îl chema pe tatăl meu. Aha. Și eu am pus acest patronim, da, înțelegându-mă cu Cristi, cu poetul Cristian Popescu, da, să ne deosebim într-un fel unul de altul, pentru că eram doi fundați de fete. Adică unele veneau să-mi spună mie nu regretați că ați făcut lucrul ăsta? Nu regretați că poate era bun din când în când o confuzie? Da, cu Cristi aș fi, e unul dintre puținii oameni cu care aș fi vrut să mă confund în foarte multe privințe, da. Scrisoarea către Moș Crăciun. Ce scrisoare? Haideți să mă Popescu. N-aveți și dumneavoastră... Scrisoarea către Moș Crăciun. Da, n-aveți și dumneavoastră, nu pot să cred că n-aveți de Crăciunul ăsta o dorință, dincolo sigur de sănătate, pe care și eu vă doresc din tot sufletul și foarte mulți dintre cei care vă privesc. Scrieți așa, dragă Moș Crăciun, adu-mi și mie sau dă-mi și mie ce? Pot să vă spun cum aș vrea să arate Moș Crăciun anul ăsta pentru mine. Mă ascult. Acum 20 de ani, Moș Crăciun arăta pentru mine ca un bătrân întors din lagăr. Și pe care se pun mantia roșie, bărbile și mustață, barba și mustața false, dar îi se vede fața scheletică și cearcănele vinete. Cam așa ar fi trebuit să arate Moș Crăciun în capul meu, în imaginația mea, mă rog, de scriitor. Că în ultima instanță, înainte de a fi gazetar, sunt scriitor. Întotdeauna a fost asta. Și o să vedem dacă mă mai numesc gazetar în continuare. Mă gândesc foarte atent asupra acestei chestiuni. Iar astăzi aș vrea să văd un Moș Crăciun de 15-16 ani. Un copil care să-și pună și el barbă și mustață false și să vină el să-mi dea mie niște cadouri. Poate vine, domnule. Vă mulțumesc. La mulți ani. Să aveți sărbători. La mulți ani, domnule Tărcescu. Sărbători bune. La mulți ani și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne revedem săptămâna viitoare, la anul. Să aveți un an bun, un Crăciun liniștit. Toate bune.